s-a despărțit de minge în mod tragic la un antrenament al echipei sale de suflet, a vrut să-și exerseze șutul și a fracturat femurul, a fost intrat în spital, iar astăzi a murit în urma unui stop cardiorespirator. Fosta gloria Rapidului a dat piept în piept cu Marele Pele la Mondialul din Mexic, unde a și înscris un super gol pentru România în partida cu Cehoslovacia. Sandu Neagu a fost convocat de 17 ori dintre tricolori. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Astăzi vă prezentăm o nouă poveste, așa cum v-am obișnuit la Play Sport și la Play Sport Live. Suntem la baza Pro Arena din cartierul Drumul Taberii pentru a vă oferi o poveste frumoasă, o poveste care la un moment dat a fost tristă, însă eu cred că va fi de succes. Povestea lui Sandu Neagu, care începe cu eroul de la Guadalajara, așa cum a fost trecut în cronicile vremurilor, care este dusă mai departe cu un debut în Liga 1 de fiul său, Roberto Alexandru Neagu, fotbalistul care a debutat la 18 ani încă neîmpliniți în Liga 1, meciul cu Gazmetan, partidă în care medieșenii au întâlnit Academica Clinceni pe teren propriu, iar apoi tânărul nostru de perspectivă, o să-i spunem așa, tânăr de fotbalist de perspectivă, a jucat în partida de pe teren propriu și ultimul meci din Liga 1 pentru Academica Clinceni cu FC Botoșani. Te salut, Roberto, și felicitări! Pune-mi, Roberto, la început, dacă ai avut emoții la acest debut. Sincer să fiu, la primul meci cu Mediaș nu am avut emoții, în al doilea cu Botoșani am fost puțin mai emoționat când am auzit că joc titular, o echipă foarte bună, o echipă greu de învins, dar a fost ok. A fost și o șansă pentru tine, situația în care se află Academica Clinceni. Spune dacă te așteptai să debutezi. Să spunem că nu ai împlinit încă 18 ani, urmează să împlinești această vârstă în curând. M-am așteptat, da, când am aflat de problemele clubului. Eu am mai avut șansa de a debuta și de a juca la cei mari la 15 ani, când am jucat într-un amical cu Chindia, când era domnul Poenaru. Atunci nu erau probleme, erau toți jucătorii vechi. Doar că după am avut o mică accidentare și nu am prins să debutez într-un meci oficial. Spune-mi pe ce post joci. Eu te-am urmărit în meciul cu Botoșani. Spune tu, te rog, îți las ție. Eu joc de obicei mijlocaș central ofensiv, doar că joc și bandă stângă sau dreapta, depinde de sistemul pe care îl jucăm sau de nevoie. Cum a fost debutul? A fost chiar foarte frumos, un meci destul de echilibrat, spunând asta deoarece au fost foarte mulți juniori ca la noi la Clinceni, doar că au reușit să ne bată până la urmă, ne-au dat gol în ultimele minute, s-a terminat 4-3 pentru ei. Ai o poreclă? Da, Budi. Budi, de unde și când ai dobândit-o? De acum vreo 2 ani mi se spune așa, mie îmi plăcea când eram mic și încă îmi place de Budescu. Doar că de vreo 2 ani de când am început să dau goluri din cornere, un domn de la noi, de la Clinceni din staff, mă poreclește Budi. Dai goluri din cornere? În ultimul sezon n-am prins să mai dau, am încercat, dar n-am vrut să mai intre. Păi și câte goluri din cornere ai reușit în, mi-ai spus că 3 parcă, nu? Anul trecut, nu, de fapt acum 2 ani, dar în campionat am avut 3 goluri, 2 date cu Petrolul, un tur și retur și unul, nu mai țin minte exact cu cine am jucat, știu că am jucat în deplasare. Ai primit felicitări după cele 2 meciuri, te-a sunat lumea, au știut mulți că ești fiul marelui Sandu Neagu? Prietenii și apropiații, da, ei știau, m-au felicitat, am fost sunat, am primit mesaje. Chiar și de la persoane la care nu prea mă așteptam. Da? Da. Cum ar fi? De ce spui treaba ori asta? Ori nu îi cunoșteam, ori nu prea am ținut legătura foarte des, nu am mai vorbit de mult timp. Hai să mergem un pic, să facem un efort și să de gândire, să vedem unde te vezi tu. Am spus, o să împlinești, o să ajungi la majorat în curând. Unde te vezi tu în fotbal în câțiva ani? Sper în tricou Rapidului. Cât aici curând, vreau să ajung. Cât de curând asta. Echipa ta de suflet. Da.
Există posibilitatea unui transfer? Știu că la un moment dat ai fugit la Rapid. Da, am vrut să plec, doar că nu am reușit. Acum să vedem. Ce a fost? De ce ai vrut să pleci? Erai aici la ProSport, da? Da. Și ce ți-a venit? Eu am vrut de mic să mă duc la Rapid, de când m-am apucat de fotbal, doar că în perioada aia mi s-a spus că sunt prea mic. Dar după un an jumate, ceva de genul, după cum au văzut că știu fotbal, l-au vrut să mă ia la Rapid și atunci am avut eu un orgoliu mic al meu și nu m-am dus. Am zis că o să mă duc când o să fiu mai mare și am vrut să mă duc la 15%, dar nu am reușit. Și susții echipa din galerie la fiecare meci? Da, merg la meciuri, aproape la toate meciurile. Când am liber, mă duc cu prietenii mei, cu sora mea, cu toți care mergem acolo de obicei. Și în deplasare și acasă, mi-ai spus că uneori mergi și în deplasare. Da, uneori mergi și în deplasare. Am vrut acum să merg la Mioveni, doar că am jucat noi cu Botoșani și n-am putut. Ai avut meciul. Hai să revin la meciul ăsta cu Botoșani și dacă vrei tu să-mi povestești întâmplarea. Era să pierzi autocarul. Ce s-a întâmplat? Da, trebuia să mă văd cu un coleg la ora 5:10, să mergem amândoi spre bază la Clinceni și nu m-am mai putut el să mai mers, că e foarte aglomerat pe prelungire și trebuie să plecem mai devreme. La prelungirea Ghencea, aici unde da. E mereu aglomerat. Și am anunțat că nu pot să ajung la ora stabilită la bază, dacă pot merge la stadion, la Dinamo. Nu mi s-a răspuns și apoi mi-a dat domnul Cristi mesaj și m-a certat un pic și după aia mi-a să mă duc la stadion. Deci avem așa, știi că ești titular? Am aflat că nu mai ajung să prind autocar, atunci am aflat că sunt. Deci pe drum, practic, știai, ți-a căzut, practic, treaba asta ți-a venit pe umeri, da. Ai simțit-o. Ce ai simțit în momentele alea? Sunt titular pentru prima oară în Liga 1 și risc să nu ajung la stadion. Sincer să fiu, mă gândeam când mi-a zis că am pierdut lotul, mi-a zis că nu mai sunt în loc pentru etapa asta, mă gândeam să mă duc la stadion. Dar nu știam ce să fac, să mă duc, să nu mă duc. Și până la urmă mi-a zis domnul Cristi să mă duc la stadion dacă ajung înainte autocarului joc. Și am ajuns în vestiar înainte cu 2000 de să intre toți băieții. Eram în vestiar, da, cu Luca Florică și cu Robert Ion. Am înțeles. Roberto, ce o să faci cu primii bani câștigați din fotbal? Asta nu știu deocamdată, nu m-am gândit. Dar mare parte o să-i folosesc pentru mine. Pentru familie, pentru mine. Nu o să-i dau pe ceva extravagant sau... De ce nu găsesc numele tău? Pentru că la un moment dat a existat, a fost la loturile de juniori. Ai fost la sub 15 ani, la sub 16 ani, iar apoi ai dispărut. Ce s-a întâmplat? A fost și o perioadă în care nu au fost selecții la lot, doar că am avut și eu, am făcut o boacă la o selecție, la prima selecție cu Moldova și am fost un pic certat și dat deoparte, pedepsit, cum s-ar spune. Da. Ce înseamnă am făcut o boacănă acum în adolescenții mai fac boacănă? Eram mai mulți la mine în cameră, am fost înjurat de cineva de jos și am aruncat cu o sticlă goală de apă și respectivul a venit după 3 zile că i-am spart telefonul, a început să ne înjure și am fost... Asta e mica prostioară a unui fotbalist și de atunci n-ai mai putut să continui la lot, nu? Da, doar că nu mi s-a părut drept, pentru că am fost doar eu pedepsit dintre toți care au fost acolo, au fost mai mulți care au aruncat cu obiecte, doar că nu... Și nu-ți pare rău de treaba asta? Sincer, ai învățat ceva din greșeala asta? Pentru că a fost o greșeală pe care tu spui că ai făcut o boacănă. La spune o greșeală, dar rămâne boacănă pentru că ești tânăr. Am învățat că nu trebuie să am încredere în nimeni când merg acolo, pentru că toți de acolo ne știam de când eram mici, toți au dat vina doar pe mine, eu am tăcut din gură, n-am zis nimic de ei, n-am vrut să fiu eu ăla părăciosul să spun că și ăla și ăla au aruncat, am tăcut din gură și mi-am asumat. Cum arată, Roberto, visul tău, visul unui meci pe Giulești? Ți-ai închipuit vreodată, te-ai gândit la stadionul pe care ai crescut? În iarba acolo, stadionul în care ai locuit, să spunem treaba asta, ai cunoscut o generație cu fotbaliști foarte buni, Dani Coman, Herea, toți care au fost în acea Săpunaru. Cum, te-ai gândit vreodată la momentul ăsta? Da, m-am gândit la un meci contra Stelei, pentru că mereu când s-a întâmplat câte ceva, la nașterea mea, la nașterea lui Ingrid, când a decedat tata, mereu, ori în aceea zi, ori la timp foarte apropiat s-a jucat Rapid contra Steaua. Și mereu m-am gândit la un meci contra Stelei, pe Giulești, să debutez într-un meci contra lor. Ăsta e visul tău. Da. Și să-mi și înscriu, bineînțeles, împotriva lor. Nu am nimic personal cu nimeni de acolo, doar că nu-mi place mie deloc Steaua. Nu pot. Ne mai mergem mai departe cu gândul, cu fantezia asta și
cui ai dedica golul ăsta? Care ar fi primul lucru pe care l-ai face în momentul în care ți s-ar îndeplini? Mi-aș pupa tatuajul, pentru că am un tatuaj aici pe mână care reprezintă inițialele lui tata și numărul pe care l-avea el când juca fotbal. Și mereu, eu mai am o pereche de apărători făcută special cu el, cu o poză cu stadionul. Și mereu când intru pe teren îmi pup apărătorile înainte să le bag în jean-pierre și mereu mă gândesc la el. Practic, aceste tatuajul și apărătorile sunt legătura ta cu tatăl tău. Da. Cu tot ce ai trăit, cu tot ce ai... Pentru că, să spunem, la 5 ani vine această dramă pentru tine. Ai încercat să te interesezi de el, să afli mai multe de la oameni, nu știu, de pe YouTube, de pe internet, pentru că acum există posibilitatea asta? Da, m-am uitat și pe, v-am spus și mai devreme, mă uitam și pe YouTube, doar că în perioada când am mai stat la stadion câteva zile după ce a murit el avea niște prieteni lângă stadion care mergeam mereu la ei. Eu cu Ingrid mai mergeam, mai ieșeam pe afară, ne mai întâlneam cu ei, mai vorbeam de tata, mereu a avut prieteni care ne povesteau despre el. Cu ce număr joci? Eu am 10, am numărul 10 la junior, la echipa mare am jucat cu 29. Cu 29 acum, așa, ăsta ai prins, numărul pe care l-ai prins. Da. Da. Hai să vorbim un pic tot despre viitor. Mi-ai spus așa, Budescu. Da, și Cristiano Ronaldo. Și Cristiano Ronaldo. La Cristiano Ronaldo e mai greu să ajungi. Pe Budescu l-ai întâlnit? Nu, l-am văzut de câteva ori, doar că nu am vorbit cu el, nu am mers la el personal. N-ai apucat să... Poate cine știe să dea Dumnezeu și el să revină bine, poate prins și un meci împotriva lui. Mi-ar plăcea. Da? Da, da. Mi-ar plăcea foarte mult să joc împotriva lui, că l-am urmărit când eram mai mic și știu cam toate schemele. Asta vreau să te întreb, de unde a venit treaba asta? Îmi plăceau execuțiile lui. Eu am copiat într-un fel execuțiile lui, pasele cu exteriorul și eu joc, sunt un jucător care joacă foarte mult pasele cu exteriorul. Îmi place și tot la el am văzut și pe asta și execuțiile din afara terenului sau din afara stadionului. La antrenamente mai am un coleg care, înainte să intrăm pe teren, mai dăm din afara terenului la poartă, tot așa, de la el ne-am inspirat. Ai vreo dorință pentru majoratul ăsta care se apropie? Să ajung la Rapid. Roberto, drumul tău spre debut, acest debut dulce pe care l-ai avut de curând și e clar că o să-ți rămână în amintire în Liga 1, nu a fost deloc ușor. Ai avut o copilărie încărcată. Ce ți-aduce aminte din copilăria ta? Mi-aduc aminte de momentele petrecute la stadion la Rapid. Zi de zi eram acolo, acolo mă jucam, acolo mâncam, acolo dormeam, acolo îmi petreceam tot timpul. A fost și o perioadă în care tu cu familia ta ați și locuit în acea, să-i spun eu, cămăruță de sub peluză. Da, am locuit acolo până la 5 ani, după ce am murit tata, am plecat de acolo. Dar era bine, mie îmi plăcea acolo, eram mereu lângă băieți, eram la vestiare acolo de fiecare dată când aveam antrenament, la meciuri. Era în viața echipei, în fiecare zi, pe lângă jucători, la antrenamente, pentru tine un copil, să spunem, 5 ani. Aveai tu când tatăl tău, Dumnezeu să-l odihnească, s-a stins. Asta era o binecuvântare, o fericire. Da, pentru mine era o chestie excelentă că eram acolo între ei. La fiecare antrenament, făceam antrenament, eram printre ei pe acolo, mă jucam cu mingea. De multe ori când aveam antrenament, mă jucam singur acolo. Mă jucam, mă făceam o poartă din papuci și trăgeam acolo la poartă, mă jucam cu sora mea. Și tot de acolo a plecat acest eveniment nefericit legat de tatăl tău, pentru că a avut o accidentare tot la un joc. Pur și simplu, pe stadionul Giulești, mi-ai zis tu, se juca cu mine, da, cu mingea și cu Ovidiu Herea, care era accidentat și a alunecat și a făcut o fractură de femur. Și de acolo, practic, a plecat... De acolo a plecat totul, da, a fost internat în spital și după 3 zile a decedat. În decursul anilor au fost tot felul de articole în care au fost relatate greutățile prin care ai trecut tu și familia ta. Cum simțeai tu treaba asta ca copil? Erai un copil. Sincer să fiu, eu de când am fost mic nu prea am băgat chestiile astea de seamă. Am citit, m-am interesat, am văzut și eu, mi-au mai spus prieteni apropiați care au văzut, dar nu mi-a pusat niciodată. Nu te-ai simțit niciodată marginalizat să ai parte de chestii de genul ăsta? Ba da, în unele momente da, dar nu, am trecut ușor. Ce s-a întâmplat? Ce spuneau? Adică de ce? Nu, mulți mă întrebau dacă e adevărat, îmi ziceau, dar eu nu,
nu prea mă interesa, ziceam dacă e adevărat, ziceam că e adevărat, dacă nu, ziceam că nu și treceam mai departe. Înțeles. Vreau să-mi spui ce notă ai la geografie, pentru că în viața oricărui fotbalist, mai ales la vârsta ta, este foarte importantă și școala. Dar eu vreau să-mi spui ce notă ai la geografie. Cea mai mare, sincer, care am avut-o sau cea... Acum iau pe cea mai mare, că nu vreau să te pun într-o 10, situație. Păi, am avut 10. Ai avut 10, da. La geografie când? Anul trecut. Bine, atunci spune-mi unde e Guadalajara. În Mexic. În Mexic. Da. Și aici o să vreau să ai crescut acum, e clar, nu ești la primul interviu pe care îl oferi. În copilărie ai mai oferit interviuri, ai mai vorbit, ai apărut în presă, pentru că presa a fost interesată de poveste, mai ales de ce s-a întâmplat cu tatăl tău, și pentru că a fost un mare fotbalist al României. Spune-mi, te rog, că ai și acces la telefon. Ai momente în care intri pe YouTube să cauți imagini și ce simți cu tatăl tău, ce simți atunci? Clar, am și acum 2-3 zile am căutat meciul cu Brazilia, voiam să-l văd când au jucat cu Pele. Tocmai ce mă întrebase un prieten de-al meu dacă a fost în generația lui și am intrat pe YouTube și ne-am uitat amândoi la niște faze de la meci. Și cum ți s-a părut? Mă gândeam ce simțea el în momentul ăla când juca cu Pele. E ca și cum aș juca eu cu Cristiano Ronaldo, care e idolul meu, contra lui, cum se simțea el. Are și o poză cu el de când tata era jos și Pele era în picioare fix lângă el. Și cum crezi tu, așa, cum crezi că s-a simțit tatăl tău? Acum e clar că, din păcate, n-a apucat să-ți povestească sau ți-a povestit să erai tu prea mic un astfel de duel cu Pele, care până la urmă este cel mai mare fotbalist care a evoluat al fotbalului. De adevărat, la bătaie cu Maradona, dar aici nu intrăm, că nu e treaba noastră. Clar, cred că a fost o onoare pentru el să joace contra lui. Ți-a rămas ceva din ce crezi că ai din talentul tatălui tău? Acum, să-i spunem, te apropii de 18 ani, îți urăm noi la mulți ani înainte, că mai ai puțin până când o să împlinești, o să treci și o să ai majoratul. Ce crezi că ai din... Ce ai văzut tu pe YouTube? Cred că acolo? Finalizarea. Cred că finalizarea, da. Asta ți s-a mai spus sau pur și simplu ai dedus? Așa am dedus eu, da. Am văzut că lui place să tragă foarte mult din stânga în dreapta, să tragă spre colțul lung. Așa îmi place și mie și de obicei acolo dau mereu când dau la poartă. Acum o să-ți adresez o întrebare grea și o să te întreb dacă tu crezi că o să poți să-l depășești. Eu cred că da, asta mi-am dorit mereu. Asta am zis mereu că vreau. Toată asta a fost visul tău? Da, am spus mereu că vreau să ajung mai mare decât el. Spune-mi, te rog, o să mă întorc în trecut. S-a vorbit că la un moment dat ai ajuns la orfelinat. Într-o perioadă, cum a fost perioada aia pentru... Nu era un orfelinat. Era un centru de pocăiți. Sora mea vitregă avea niște relații acolo. A fost ok, nu pot să zic că nu, doar că era greu. Nu prea puteam să mergem acasă și ne era greu. Dar la un moment dat am reușit să plecăm de acolo. Păi ați ajuns, cum ați ajuns acolo, dacă poți să-mi detaliezi? Prin sora mea vitregă, din câte mi-aduc eu aminte, nu mai știu, sigur. Ați avut într-adevăr această problemă cu locuința mult timp? Da, după ce a murit tata am avut problema asta. După ce a murit tatăl tău și a trebuit să plecați de acolo unde tu îmi spuneai mai devreme că te simțeai foarte bine, în cămăruța de la peluză. Da. Cum era cămăruța asta? Ți-o mai aduci aminte? Nu era chiar o cămăruță, era o cameră cam cât este încăperea de aici. Aha, deci destul de mare. Da, era. Da. Și în care știu mereu că eu dormeam în pat la fratele meu, niciodată nu dormeam la mine în pat sau în pat, în alt pat, doar la el în pat dormeam, nu știu. Așa îmi plăcea mie și știu că mereu mă jucam cu mingea pe acolo și aveam un stâlp înalt, în mijlocul camerei și mereu mușcam cu mingea pe acolo, locoleam, fugeam de mama, de tata, că nu mă lăsă să mă joc cu mingea și mă jucam și fugeam de ei pe acolo. Parte din trăznăile copilăriei, să spunem așa. Stăteam pe geam, mă uitam mereu la băieți când veneam și parcau mașinile fix sub geamul nostru, se ducă la vestiar, stăteam, mă uitam de acolo de sus, țipam după ei. Din, nu știu dacă mai ai amintiri, însă din ce ți-a spus mama ta, ce ți-au spus apropiații, era mândru tatăl tău de tine, vroia să te facă fotbalist. Ăsta este visul oricărui fotbalist când are un băiat, să-l facă fotbalist. Eu nu cred că există. Mama și mi-a spus dacă el, când m-am născut, a zis că mă face fotbalist. La 3 zile am fost prima dată pe teren la Rapid, am fost cu el și cu Dani Coman. La 3 zile? Da. Fix după ce am ieșit din maternitate m-am dus pe stadion, am fost pe teren. Cu Dani Coman? Da, știu că mi-a băgat Dani Coman un fir de iarbă aici și mi-a zis că o să ajung fotbalist.
A fost acest, cum să-i spun eu, această, hai să-i spun, dorință, na? Dacă e un... E o chestie legată de misticism mai mult. Da, după am ajuns, am jucat și la Academia lui o perioadă la el la Pitești, dar după m-am întors înapoi în București. Uh-huh. Ai și o legătură, sunt imagini, cu Cristi Săpunaru. Ai avut această legătură, mi-ai spus de Dani Coman, ai mai vorbit cu băieții ăștia pe care îi întâlneai în fiecare zi a copilăriei tale în iarba Giuleștiului. Cu domnul Dani Coman m-am mai întâlnit acum, cred că un an jumătate, la Bogdan Apostol, la birou, dar nu am vorbit, era pe grabă, trebuia să plece. Eu nu te-a recunoscut sau n-ați avut timp? Da, doar l-am salutat și după el a plecat. L-ai salutat și trebuia să-i spun, sunt bebelușul căruia ai băgat un fir de iarbă. Știa ce îmi spun, i-a spus domnul Bogdan. Da? Da. Și cu Săpunaru, cu ceilalți colegi, mi-ai spus de Herea, a fost o generație bună Tarapidului atunci, pe lângă tibiile jucătorilor cărora tu ai copilărit. Nu am mai ținut legătura cu ei, sincer să fiu, dar mi-ar fi plăcut să am o relație bună cu ei. Vom vedea ce va fi în viitor. Spune-mi, care a fost cel mai greu moment din copilărie pe care tu ți-l aduci aminte? Clar, când am știu, când eram pe acolo spitalului și toată lumea era înăuntru și noi nu aveam voie să intrăm, necea că nu avem voie să intrăm, dar toată lumea era înăuntru acolo și presă și toată lumea. Și pe voi nu vă lăsau familia? Păi noi am aflat, ne-a sunat Cristi Săpunaru, la telefon am aflat că a murit. Toată lumea era înăuntru, deja se uită și la televizor și pe noi nu ne lăsa să intrăm. Și practic Cristi Săpunaru v-a anunțat că... Da, el l-a sunat pe Viorel și i-a spus că tata a murit, că dacă mai suntem la spital. Acele zile cum au fost? Acum, cum le-ai simțit tu ca un copil de 5 ani? Eu am un cadru imediat după tot ce s-a întâmplat, tu în tribună, copil, Cristi Săpunaru pe gazon după un meci cu Steaua, cred că era, da, în care te ia și te aduce pe gazon. Dă-mi-l pe la mic, dă-mi-l pe la mic. Da, striga că eram lângă soția lui și lângă fata lui, cu mama și cu Ingrid. Și l-am auzit când striga și mă tot uitam, nu știam dacă de mine vorbește și până la urmă m-au trimis băieții jos în teren. Și te mai uiți pe imaginile alea? Da, că de aminti nu știu dacă îți mai amintești, că uite, eu de la 5 ani nu mai am. Sigur dacă îl mai am, știu că e pe YouTube. Spune-mi, cum a atârnat în dezvoltarea ta numele de Neagu, Andu Neagu? Peste tot pe unde m-am dus, toată lumea m-a întrebat de tata, mi-a spus de tata, doar că nu știu sigur dacă m-a ajutat sau nu m-a ajutat. Te-au întrebat și cei mai în vârstă, pentru că cei mai în vârstă l-au prins pe tatăl tău și cu siguranță au amintiri uluitoare. Rapidiști și chiar fanii ai altor echipe, nu vorbesc de fanii echipei, la fel de fanii echipei naționale, sau și cei mai tineri. Știu de povestea obicei, asta. Doar cei mai în vârstă spun. Sunt rar, am întâlnit persoane de vârstă mai mică care se știe de tata. Tu când ai avut curiozitatea, existând telefonul mobil, pentru că de la telefon mobil poți să-ți cauți singur să afli mai multe despre tatăl tău? Pe la 8 ani, ceva de genul, am început să caut, mă uitam eu singur, nu mai ascultam de ce îmi povestea mama sau alții, mă uitam eu singur pe net și citeam acolo, mă uitam la meciuri, la faze, la... A existat la un moment dat, făcuse-i tu, erai mai măricel, informația că mama ta te trimitea la cerșit. A existat această informație la televizor, în ziare, în... Știu, am citit și eu un articol, doar că nu este adevărat, a fost probabil o greșeală. Era o fată cu un coș de flori care doar semăna cu sora mea puțin, dar nu prea avea treabă, semănau puțin. Și atâta tot, în rest, nu a fost nimic. Nu a existat așa ceva în copilăria asta, chiar dacă au fost momente grele. Nu, clar, nu. Nu a existat. Mm-hmm. Tot așa vreau să te întreb, am văzut într-un interviu pe care, într-un reportaj mai vechi, ai spus că ai avut la un moment dat, sufereai când spuneai că alții se duc la familia lor. Da, mi-era și mie dor, alții vedeam pe alții că se duc acasă și eu nu puteam să mă duc, voiam și eu să merg. Ce însemna pentru tine acasă? Să nu stau cu familia, era alt mediu, mă simțeam mult mai liber eu, mai ales fiind mic. Dacă făceam ceva mai rău, alții mă certau așa, dacă stăteam acasă, nu...
era totul ok. Și de ce nu puteai să mergi la familia ta, că exista... Aveam un program anume ca să plecăm acasă și nu ne lăsau de fiecare dată nici acolo la unde mi-ai spus că ai locuit o perioadă. Da, da, da. La... Viață și Lumina, așa se numea. La acest centru, ce da, un da. Centru. În momentul de față ești bine din punctul ăsta, ești așezat. Trebuie să-i mulțumești cuiva, pentru că eu știu că domnul Dima de aici, de la ProSport, te-a ajutat destul de mult. Da, domnul Cristi chiar m-a ajutat foarte mult și pe mine, și pe mama, și pe Ingrid, și pe toți din familia noastră. Și ai încercat acest... Știi, de multe ori, tineri de vârsta ta și nu numai, primesc o mână de ajutor, însă nu știu să fructifice acest moment. Se pare că tu ai... reușit să fructifici acest moment. Am mai avut și eu momentele mele mai rele, să spun așa. Care sunt momentele rele ale unui adolescent? Am vrut să plec de aici, am vrut să merg la Rapid, am avut eu fanteziile mele, nebunile mele. Ai vrut să mergi la Rapid, clubul care, pe care îl ai în inimă, în suflet. Da, acolo mi-am dorit și o să-mi doresc în continuare să ajung să joc. Vrei să ajungi la Rapid. Da.